Șocant și incredibil. Pista biciclistică de pe calea Buzești a fost izolată de carosabil, dar oricum, iată, în rondul ăsta, de lângă bustul Cioran, iar ne întorloacă și ne dă un semafor în plus. Bine, măcar acum nu o să fie parcați ilegal ăștia. Autobuzele de la gară, rivieranii, cei care se opresc la spălătorie. Dar în schimb, iată, urcă unii pe trotuar. Și oricum pista asta începe de nicăieri și se termină cam oriunde. Are mai puțin de un kilometru. E, dar măcar autoritățile au arătat că le pasă de bicicliști. Nu ca până acum. Ne-au desenat prima bandă și o ocupă cine și cum vrea. Intersecția asta iar e nasoală. Trebuie să o iei așa, ca pietonii la dreapta. Și treci niște praguri cu stâlpișori. Tot e mai mult decât era înainte și mai bine. Acum nu mai putem zice că doar pe calea Victoriei avem pista adecvată. Iată și strada aproape paralelă, calea Buzești. Dar cam atât a fost, de unde am început eu filmarea și până aici. Și gata. Și intră din nou în fluxul de mașini. De fapt, stai că după semaforul ăsta mai este o bucată. Da, halal pistă, dacă în capul ei îți stai asta cu mașina de Prahova, fix în fața trecerii de pietoni. Sau dacă începe subit și se termină tot așa, brusc, ca elefantul. Acolo, în capăt, înspre piața Victoriei, stăteau deseori chiar mașini de poliție și de jandarmi parcate. Și iar prag. Aici e doar un hop. Și cam îngustă pentru ambele direcții. Bine, biciclistul celălalt și-a dat seama că nu o să încăpem și a intrat pe trotuar. Chiar dacă văd că are pistă ca asta, pentru direcția inversă, vis-a-vis. Și gata, piața Victoriei. Șantier în lucru. De poimâine am înțeles că o să fie ilegal să filmez așa de mers, de aceea încerc să mă dezvăț, să-mi iau GoPro, ceva de pus pe cască sau pe umăr, sau să încerc să filmez, să fixez camera asta cumva pe umăr. Am ajuns în piața Victoriei. Când pe pistă, când pe carosabil. A picat guvernul, jos cu el!